Reșița Locomotives a pregătit pentru fanii de fotbal american un turneu de flag football, o variantă mai light de fotbal american. Reșițenii pasionați de flag football, dar și de fotbal american, sunt invitați de organizatori să ia parte la turneul Reșița Locomotives Open. Turneul se va desfășura pe parcursul a două zile pe stadionul Gloria din municipiul Reșița. Programul va include diverse activități. Pe lângă două zile de meciuri, va avea loc și un party în aer liber. Prima zi este dedicată Cupei Liceelor Dacus. Sâmbătă, începând cu ora 10, are loc prima competiție de flag football între licee. Vor participa sportivi de la 7 licee, 6 din Reșița și unul din Bocșa. Este vorba de Colegiul Național Traian Lalescu, Colegiul Național Traian Vuia, Colegiul Național Diaconoviștiț, Colegiul Național Tehnic Cărășean, Colegiul Național Mircea Eliade, Colegiul Economic al Banatului Montan și Liceul Tehnologic Constantin Lucaci. La finalul primei zile se va afla care este echipa câștigătoare a Cupei Liceelor Dacus. Apoi va urma premierea celor mai buni jucători și o petrecere de final în aer liber. A doua zi este dedicată pentru Flag Football Tournament, care se va juca între echipele de seniori, dar și între echipele din categoria de vârstă under 19 ani, din Bocșa, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, dar și din Reșița. Așadar, Reșița Locomotives Open va fi o competiție cu jucători care s-au pregătit intens să dea faze spectaculoase publicului cu multă distracție și voie bună. Au transmis organizatorii evenimentului Reșița Locomotives. La Reșița promovăm mișcarea prin flag football. Susține sportul în rândul tinerilor. Flag football ne ajută să reacționăm la problemele ce ne apar în cap. Acest sport dezvoltă capacitățile motrice, dar și colaborarea între participanți. Vă invităm la primul turneu de flag football pe licee din România. Vă așteptăm pe toți la Cupa Liceelor Dacus. Ne întâlnim sâmbătă, 11 mai, pe stadionul Gloria din Reșița. Vă așteptăm în număr cât mai mare. E vorba de o competiție de flag football între licee. Pentru prima dată, cred că în țară, se organizează o astfel de competiție. Suntem foarte bucuroși. Avem în jur de 60 de liceeni înscriși. Vor fi 10 meciuri. Eu zic foarte interesante, spectaculoase. Am împărțit liceele în două grupe, vor fi meciuri în grupe, pe urmă semifinale și finalele. Așteptăm lumea să vină să-i încurajeze. Mâine de la ora 10 încep meciurile. O să dureze până spre după masă. Cred că jucătorii o să ofere un spectacol frumos. Iar în ziua de duminică va avea loc un alt turneu cu echipe din Timișoara, Târgu Mureș, Cluj și chiar și din Bocșa. Cred că vor fi vreo 20 de meciuri duminică.
Vor participa echipe sub 19 ani și de seniori, așa că va fi un weekend plin de fotbal american, varianta flag football, pe stadionul Gloria. Avem o grămadă de surprize pentru cei care vor veni acolo. Avem niște sponsori care ne pregătesc niște surprize. O să fie și mâncare, și sucuri, răcoritoare, dulciuri, tot felul de surprize. Abia așteptăm să înceapă și să oferim un eveniment frumos. Sâmbătă 11 mai vă invităm la Reșița Locomotives Open, o competiție de flag football care se întinde pe două zile și reunește mai multe echipe de juniori și seniori din Reșița, Bocșa, Cluj-Napoca, Timișoara și Târgu Mureș. Acțiunea se desfășoară la stadionul Gloria din Reșița, începând cu ora 10. Ne propunem promovarea sportului în rândul tinerilor în general și a flag footballului în particular. De aceea, prima zi este dedicată Cupei Liceelor Dacus, un eveniment care aduce împreună licee din Reșița și Bocșa. Astfel, Reșița bifează prima competiție de flag football între licee din România, fiind deschizătoare de drumuri în rândul juniorilor, în condițiile în care flag football a devenit sport olimpic și țara noastră are șansa ei la Olimpiada din 2028. Elevii noștri s-au pregătit intens timp de două luni să oferă un spectacol sportiv în adevăratul sens al cuvântului, împreună cu antrenorii lor Raul Siladi, Vlad Rus și Liviu Hergelici. Competiția se va încheia cu festivitatea de premiere și o petrecere în aer liber. Duminica este rezervată pentru Flag Football Tournament, unde avem invitați de la Cluj Crusaders, Timișoara 89ers, Mureș Monsters și Lucaci Steelers Bocșa. Vor juca echipele de senior, dar și cele de junior sub 19 ani. Vă așteptăm și cu alte surprize în acest weekend la stadionul Gloria. Flag football este ideal pentru copiii și tinerii care învață primii pași în fotbalul american, fiind o variantă mult mai rapidă și mai puțin dură a fotbalului american. Organizarea unor astfel de turnee de flag football sunt utile pentru promovarea acestui sport, variantă mai potrivită pentru copii.